Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori, dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit în această dupămasă la emisiunea Pași prin Credință. Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne dă această oportunitate în fiecare săptămână să intrăm în casele dumneavoastră pe această cale. Mulțumim echipei Credo care se ostenește și în spatele camerelor și a pupitrelor în fiecare zi lucrează și slujesc în felul acesta și fac posibilă realizarea acestei emisiuni. Vă mulțumim de asemenea și dumneavoastră pentru că vă deschideți inima și casele dumneavoastră ca să ne spuneți bun venit și să petreceți cu noi aproape o oră, timp în care depănăm amintiri, ascultăm experiențe inedite ale oamenilor lui Dumnezeu, unii fiind oameni simpli, alții slujitori, alții oameni cu o poziție socială mai înaltă, lucruri care pot să fie irelevante în cele mai multe cazuri. În ziua de azi, împreună cu noi, avem un prieten și un cunoscut de o bună bucată de vreme, pe care l-am întâlnit pentru prima dată când a venit în vizită în Statele Unite, din satul mare. Este vorba despre fratele Ticu Balint, care slujește ca și presbiter în zona satul mare. Ne-am cunoscut cu ocazia primei vizite a dumnealui în Phoenix, Arizona. De atunci s-a întors în România, a venit înapoi și cât timp petrece prin America, ne întâlnim la slujbe, slujește împreună cu noi, ne bucurăm de părtășia dumnealui și slujirea dumnealui și ținând cont de faptul că în câteva zile se întoarce înapoi acasă, în țară, am zis să profităm de această ocazie și să îl oprim în studioul nostru pentru ca să stăm puțin de vorbă, crezând și știind că are o poveste interesantă și anumite experiențe care o să vă aducă binecuvântare și o să fie de folos pentru dumneavoastră. Frate Ticu Balint, bine ați venit la emisiunea Pași prin Credință. Eu vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru perioada de timp care o petreceți în America și în Arizona, pentru că sunteți împreună cu noi în mod regulat la toate slujbele, vă rugați cu noi, cântați împreună cu noi, predicați cuvântul, dați un îndemn după cum e nevoie și când nu e, ascultați și vă rugați pentru alții care slujesc. Vreau să vă mulțumesc pentru aceasta și pentru slujba pe care o faceți perioada de timp care locuiți în America și apoi, nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației să fiți împreună cu noi în studio și să vă ascultăm povestea, să ascultăm anumite experiențe și probabil că cea mai interesantă pe care vreți să o împărtășiți și care ne interesează pe noi mai mult va fi experiența întoarcerii la Dumnezeu și modul în care ați auzit Evanghelia și poate da, ceva despre viața dumneavoastră dinainte și așa mai departe. O să vedem cum merge emisiunea. Telespectatorii noștri cunosc faptul că emisiunile noastre nu sunt regizate, nu sunt mult pregătite dinainte. Noi lăsăm oamenii să simtă confortabil. De fapt, noi avem așa o discuție între noi doi. Doar cafeaua ne lipsește, dar avem Scriptura, slăvit să fie Domnul, și avem inima deschisă să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru cei care ne ascultă. Bine ați venit, vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, frate Cornel, pentru invitație și mă bucur să fiu la această emisiune. M-am bucurat mult să vă cunosc și să cunosc biserica în care slujiți. A fost o părtășie extraordinară cu slujitorii, cu frații, cu surorile din biserică. Aici am cunoscut oameni deosebiți și pot să zic că a fost un timp câștigat, perioada cât am stat aici în America. Acum mă voi întoarce acasă și nu știu dacă Dumnezeu va mai îngădui să mai vin cu bucurie, dar pot să spun că am întâlnit aici în Biserica Happy Valley oameni deosebiți, slujitori devotați și mă bucur că am putut să avem părtășie împreună la slujbe. Slavă Domnului! Pentru că sunt invitat la această emisiune, m-am gândit că ar fi potrivit să
depun mărturia personală în felul în care Dumnezeu m-a chemat, a întoarcerii mele la Dumnezeu. Da. Nu pot să spun că este o mărturie extraordinară, pentru că mulți au mărturii mai deosebite, dar în ochii lui Dumnezeu fiecare întoarcere are prețul ei și are valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru că eu am lucrat înainte într-un domeniu din care nimeni n-ar fi zis că cineva se va întoarce atunci la Dumnezeu. Adică să lucrezi în aparatul de poliție, de miliție și să te întorci la Dumnezeu. Nici eu nu mă gândeam vreodată că va veni și această zi binecuvântată. Dar Dumnezeu, care are în planul lui toate lucrurile, Dumnezeu este cel ce dirijează totul, orchestrează totul și lucrează într-un mod minunat. Stăteam și mă uitam așa în viața mea, în trecutul meu, și tot ce am făcut are legătură, pentru că Dumnezeu a folosit tot ceea ce făceam eu înainte. Așa. Că atunci când va fi momentul întoarcerii, eu să fiu mișcat, eu să accept chemarea lui Dumnezeu, eu să fiu cumva însetat după ceea ce Dumnezeu vrea să-mi ofere. Locuiesc în satul mare și am absolvit liceul de arte plastice. Așa. Liceul de artă, secția sculptură, pictură și secția muzică. Eu eram la arte plastice. Așa. Și, bineînțeles, am terminat liceul, am dat la facultate. În vremea aceea, la Bele Arte se intra foarte greu. Dacă intra un candidat din satul mare sau din Marea Mureș, era mare lucru. M-am gândit atunci să mă reprofilez pe arhitectură și dacă am văzut că n-am intrat din prima la arhitectură, stăteam și mă gândeam, poate voi reuși într-un alt domeniu ca să fac o facultate, să am studii superioare. Ei, în vremea aceea, și cred că vă aduceți aminte, în perioada comunistă era greu să obții un apartament, mă gândeam la căsătorie, da. Trebuia să ai un apartament, trebuia să ai un loc de muncă, trebuia să faci ceva ca să poți să supraviețuiești. Și cineva mi-a adus, a venit la mine cu o ofertă și a zis, nu ai vrea tu să te duci, uite, se face un curs de 6 luni, doar 6 luni. Și după aceasta ești subofițer de miliție. Iar după vei avansa treptat. După aceea. Da, după aceea. Am stat, m-am gândit, din prima nu-mi convenea, simțeam că nu mă potrivesc în aparatul acesta, dar am zis așa, ți se oferă locuință imediat, ai rezolvat-o. Un loc de muncă ai. Ești privilegiat. Și am zis, uite câte avantaje. Și le puneam așa în cântare. Și la urmă am zis, ei, 6 luni nu o să fie așa. Dar ziceam în sinea mea, eu nu vreau să stau pe stradă, eu nu vreau să port uniforma. Și cel care a vorbit cu mine a zis, nicio problemă, o să lucrez într-un birou, doar vei răspunde la telefon, vei la dispecerat undeva și nu vei avea tangență cu oamenii de afară. Da. Ei, după ce am terminat, n-a fost așa. Am făcut 6 luni, s-au schimbat lucrurile. Și am intrat între oameni, am intrat la ordine publică, confruntarea a fost foarte dură. Și mă gândeam în viitor, deci ziceam, nu cred că voi sta mult în aparatul acesta. Ați trăit o dezamăgire atunci, da. Undeva. Am zis, e prea dur. Cred că o să mă reprofilez. Nu-i pentru mine. Da. Chiar îi spuneam soției și după Revoluție, imediat, s-a făcut mare anchetă în toată țara, dacă se încadre probleme. Nu eram un cadru foarte liniștit, foarte cu minte, dar nu eram nici cel mai rău. Și pentru că am văzut că sunt luat la unele întrebări și, mă rog, atunci se legau de orice. După Revoluție? După Revoluție. Cât timp ați fost în slujbă înainte de Revoluție? 6 ani și ceva. Vreo 6. Da. Și mi-am zis atunci în sinea mea, ei, acum a venit momentul. Și dacă stau așa lucrurile, am zis, dați-mi o coală de hârtie. A venit cineva de la București și îmi depun acum, îmi cer demisia. Scriu un raport și cer să fiu trecut în rezervă.
Ăștia credeau că eu glumesc. Am zis, nu, foarte serios. Era tocmai data de 1 aprilie. Și au zis cei ziua de acolo... Ziua păcăliciului. Deci nu cred că asta glumește cu noi. O să-și revin asupra... Declarația asupra raportului. Dar n-am mai revenit. Și trebuia să mai lucrez o perioadă. Comandantul a spus, vezi că trebuie să-ți faci treaba până când se va aproba raportul și vei trece în rezervă. Am trecut în rezervă și acum, totuși după 6 ani de zile, să vii din nou în viața civilă, era așa un impact, era greu să te acomodezi din nou. Mă gândeam, unde o să lucrez? Unde o să lucreze soția? În ce domeniu? Oameni? Da, da. Soția lucrase înainte în învățământ și Dumnezeu deja ne purta de grijă. Vedea frământările noastre, gândurile noastre, cine ne va ajuta, ce vom face. Și soția a mers la o grădiniță din satul mare, din apropiere, unde locuiam noi. Am primit un apartament cu 2 camere, unde locuim și astăzi. Și când s-a dus acolo la grădiniță, directoarea s-a dus ca să o înscrie pe fetiță. Aveam o fetiță de 5 ani și ceva. Și directoarea i-a zis, doamnă, unde lucrezi? Păi nu lucrez încă nicăieri. Și unde ai lucrat? Păi înainte am lucrat în învățământ, a fost învățătoare. O, doamnă, n-ai vrea să vii să lucrezi aici la noi, educatoare? Vă dați seama. Cum să nu? Chiar caut un loc de muncă și tocmai grădinița aproape de noi și a venit bucuroasă acasă și a zis, uite, zice, mi-am găsit deja de lucru. Unde? Uite, la grădiniță. Extraordinar. E, acum trebuia să-mi găsesc eu ceva de lucru, da? Părinții mei lucraseră la o întreprindere mare din oraș și sora mea, cunoșteau și pe director, știa și de mine că eu lucram în domeniul acesta al picturii, făceam firme, pictori de firme, reclame. Așa. Și tocmai era nevoie de un loc acolo la acea întreprindere. Și fără să vorbească cu mine, ei au depus cererea, au vorbit cu directorul și a spus directorul, ba da, ce-l angajez? Aduceți-l aici că-l angajez. M-am dus la acea întreprindere, a venit șeful meu care mi-era atunci. Așa. Și a spus, uite, prima ta lucrare trebuie să faci o firmă pentru sindicate. Și dacă lucrarea aceasta va reuși, ești angajat, directorul o să vadă și, bineînțeles, m-am străduit să iasă bine. Frumos. A fost, da. Depus efort. Bineînțeles, da. În plus. Și după ce am terminat acea lucrare, a spus directorul, gata, ce ești angajat. Și am primit un birou, un atelier unde lucram eu singur. Și de acolo mi-am început lucrul de pictor de firme. Înainte mai lucrasem ca pictor de firme, înainte de armată, lucrasem la fabrica de pâine, așa că nu eram chiar începător. Aveați o destindere. Da, bineînțeles. Și deprindere în domeniu. Da. Lucram 6 ore, eram încadrat cu cei care lucrau în mediu toxic, cu vopsitorii, și lucram doar 6 ore. Și pentru că îmi făceam lucru, deci totdeauna îmi programam ce am de făcut și căutam să-mi termin la timp, mai rămânea și timp pe lângă... Aveam timp liber. Și ce să fac eu în timpul liber? Mi-am dus culorile în ulei, pensule, și am început să pictez. Și în timpul liber pictam. Făceam picturi și le afișam în atelier. Așa. Ieșeam afară să văd oamenii care lucrează acolo, tinerii, cam de vârsta mea. Mă uitam la ei, oamenii, mă rog, cum vorbesc ei, glume mai sărate, mai nesărate. Dar acolo am văzut un tânăr care era așa mai timid, mai liniștit și ceilalți își băteau joc de el. Și nu știam de ce își bat joc de el. Așa. El se pocăise. El s-a întors la Domnul. Și acum colegii lui, Mircea, te-ai pocăit, gata, nu mai mergem acum la băutură, nu mai mergem la distracție. Și el nu. Nu, zice, gata, le-am pus jos, eu m-am pocăit. Și râdeau de el, îl batjocoreau. Cumva mie mi-era milă de el. Adică toți împotriva unuia singur. Și simțeam nevoia să vin în ajutorul lui. Așa. Și m-am împrietenit cu el.
Un spirit de justiție. Da, m-am împrietenit cu el, el lucra pe electrocar, mă ducea cu electrocarul când trebuia să merg să aduc ceva, se oferea întotdeauna, venea la mine în atelier, stătea acolo cu minte, nu mi-a zis el nimic de modul în care s-a întors la Dumnezeu sau să zică ceva, doar stătea, mă asculta, era foarte liniștit. Și eu în vremea aceea făcusem o pictură. Acum, întâmplător, am la mine o copie Xerox după această pictură. Dacă se poate... Sigur, sigur, chiar vă rugăm, întindeți-o un pic așa. Da? Da. Așa. Să vedem cu minim de reflecție, dacă se mai poate lua da? Puțin. Wow, eu n-am văzut poza asta până acum. Nu, că este o surpriză. Ai surpriză plăcute. Așa. Pictura aceasta este făcută de Nicola Poussin și eu am reprodus-o și am afișat-o sus, deasupra ușii, în atelierul în care eram. Ea stătea acolo. Nu această pictură, era o pictură da. pe pânză. Pe pânză da. cu ulei. Da, în ulei. Da. Dar aceasta era. Asta e o copie, da, o copie Xerox după ea. După da. Ea. Da. Și fratele Mircea se uita la ea și se tot uita și se tot uita. Și zicea odată către mine, ce ticule, eu știu ce reprezintă pictura aceasta. Deci băiatul cu care v-ați da, împrietenit. Da, cel care se întorsese la Dumnezeu, deja a, cunoștea așa, Scriptura. Așa. Știți? Și nu e greu de ghicit ce e aici. Și zicea el așa, eu cred că acolo este vorba despre Moise când a fost scos din Nil. Și zice, uite, copilașul acela este Moise, acolo este fica lui Faraon, aici sunt slujnicele. Și stau și mă uit la el, da, de unde știe el titlul? Titlul acestei picturi este Scoaterea lui Moise. Eu știam titlul, dar mai mult nu știam. Domeniu. Da, e domeniul artelor. Domeniu, da, dar băiatul dar ăsta... El cunoștea Biblia. El știa mai mult decât mine, de fapt, despre Moise. El nu știa cine a făcut pictura, nu știa da? Istoria, dar cunoștea povestea în spatele exact, picturii. Exact, exact. Interesant. Și eu mă gândeam așa, da, de unde are el cunoștințe? N-a făcut istoria artelor, știu câtă bătaie de cap, să înveți pe toți pictorii, să știi lucrările lor, dar de unde știe el de lucrare? Ei, de aici, Dumnezeu l-a folosit ca să-mi vorbească despre Moise. Și eu stăteam atent și ziceam, fantastic. Toate acestea nu le-am cunoscut. Ei zice, dar să vezi ce a făcut David. Și a început să vorbească de Solomon, de David. De... Vai, îmi parcă mi-era rușine. Zic că am ajuns la 35 de ani și eu încă n-am citit Biblia. Habar n-am ce scrie Scriptura despre oamenii lui Dumnezeu. Exact, exact. Și câtă cunoștință are omul acesta? În momentul acela mi-era rușine. Ajungi la 35 de ani și încă n-ai citit Scriptura. Și am zis în sinea mea, trebuie să citesc Scriptura. Și ne numeam creștini, și, da, bineînțeles. România mergeam la biserică. E o țară creștină, da, unde oamenii merg la biserică. Bineînțeles. Se închină, își fac cruce și au un respect și o reverență deosebită față de Sfânta Biserică, față de Sfânta Scriptură, dar la 35 de ani... Nu citisem Biblia, dar eu ziceam în mine, eu cunosc Biblia și câți nu zic și în ziua de azi. A, știu eu ce scrie în Biblie, dar mulți habar nu au. Poate că doar au răsfoit-o, dar n-au citit-o. Și atunci l-am rugat și am zis, Mircea, poți să-mi dai o Biblie? Ei, atunci nu era o Biblie ca și acum. Avea el Biblia lui personală, una micuță, atâta, cu coperți verzi, ca o harfă, dacă știți acea Biblie. Și mi-a dat-o mie. Biblia lui mi-a dat-o. Zice, ticule, deocamdată ți-o dau și apoi dacă o să pot să-ți fac rost de alta, o să caut să-ți fac rost de altă Biblie. Atunci am luat Biblia cea micuță, nu avem atunci ochelari, vedeam foarte bine și am deschis-o. Am deschis-o la început, am citit ceva din ea, n-am înțeles mare lucru. Am mai deschis-o pe la mijloc, iar am citit, iar n-am înțeles. Am deschis-o la sfârșit și am zis, nu-i bine așa. Trebuie să încep cu începutul și să o citesc toată. De la început până la sfârșit. Poate că o să înțeleg ceva. Atunci o să zic și eu că am citit Biblia. O să pot să zic, da, am citit Biblia. Și să văd și eu acolo ce zice despre Moise, ce zice despre David, cine sunt ăștia, care e viața lor, povestea lor. Și atunci, frate Cornel,
am început la serviciu. Acum, în timpul liber, nu mai pictam. Aveam altă ocupație. Citeam Biblia. Și am început cu Genesa. Și citeam. La ora 1 mergeam acasă. Soția îmi punea mâncare. Aveam mâncare aici, în partea dreapta. În partea stângă era Biblia deschisă. Eu nu mă uitam mult în farfurie, mă uitam tot în Biblie. Și citeam și în timp ce mâncam. Nu puteam... Era suficient de interesantă, da, ca să vă stârnească interesul și să vă deschidă apetitul. M-a captivat total. Și am început, cu cât citeam, bineînțeles, intram în istoria poporului evreu, da, și cu cât citeam, eu simțeam că Dumnezeu îmi vorbește mie. Deci autorul nu are de-a face doar cu personajele de aici, ci îmi vorbește mie. Și mă tot gândeam așa, vai poporul acesta, cât e de încăpățânat, uite, cât de mult Dumnezeu dorește mântuirea lui. Parcurgeam din Scriptură, parcurgeam și în mintea mea era un gând. Am zis, voi face tot ce scrie aici, dar nu mă voi pocăi. De ce am zis lucrul acesta? Pentru că în perioada cât am fost în miliție, am cunoscut evanghelici care n-au trăit viața de credință. Mm-hmm. Și ei de mine nu s-au ferit. Deci ați avut experiențe triste cu, exact, oameni care au, da, avut o firmă, da, dar în spatele, exact, firmei, exact, viața tăgăduia. Da. Deci viața lor nu dovedea că ei, mm-hmm, sunt credincioși. Și mergeau la biserică și vedeam ziua și... Și păreau că sunt evanghelici și oameni pocăiți, dar... Da, eu ziceam așa, eu am fost botezat, eu o să fac tot ce scrie aici, dar nu o să... Nu mă pocăiesc. Asta a fost gândirea mea. În timp ce citeam. Și citeam, mergeam acasă, continuam și între timp fratele Mircea, pentru că el mai avea un prieten acolo la electrocare, pe care, deja, cu care vorbise de multă vreme, era mai apropiat de el și a zis, auzi Ionel, nu vrei să vii la noi la adunare? El a zis, nu poate, o să mă duc. Atunci m-am gândit, oare pe mine de ce nu mă cheamă? Că numai pe el l-a chemat. Oare pentru că am lucrat în miliție, n-am voie să mă duc la adunare? Vedeți, eu mi-aș fi dorit să mă cheme, să văd ce e acolo. Dar pe mine nu m-a chemat. Și a doua zi, abia așteptam să-l întreb. Și am zis, Mircea, a fost Ionel la adunare? Zice, n-a fost, așa supărat. Zice, tu nu vrei să vii? Vai, când mi-a zis, imediat. Dar cum să nu vin? Chiar vreau să vin, chiar să... Dar pot să vin. Credeam că nu mă întreb niciodată. Da, pot să vin, sigur că pot să vii. Nu vă pot explica ce am simțit eu atunci. Știam că mă duc la adunare. Mă gândeam, oare ce vor face acolo cu mine acum? Ce mă vor întreba? Unde mă vor pune? Nu știam la ce să mă aștept. Dar am zis în sinea mea, orice ar face, eu mă duc la adunare. Și m-am dus la adunare prima dată. N-am putut intra în biserică, biserica de pe Crasna. Stăteam afară și l-așteptam pe Mircea, ca împreună să intrăm în biserică. Acum îmi dau seama cât e de important să chemi oamenii la biserică. Și să chemi pe toți. Că nu știi cine vrea să vină. Da. Și să-l ajuți să intre în biserică. Nu e așa ușor. Deja noi suntem obișnuiți, intrăm în biserică, da, suntem la noi acasă. Dar pentru cine... Pentru un străin, pentru cineva care vine care pentru prima fost, dată. Da. M-am dus la adunare... Ascultam cum se roagă, nu eram obișnuit cu modul de rugăciune. Îmi plăceau cântările, îmi plăcea cuvântul, să ascult predica. Deja eu știam câte ceva de aici, din Biblie, parcurgeam în Scriptura. Mi-a plăcut. Deci prima experiență, da, prima întâlnire cu biserica și comunitatea a fost una plăcută, impresionantă. Una plăcută, da, mi-a plăcut. Și continuam să citesc. Dar când am ajuns în Marcu 16:16, capitolul 16 și versetul 16, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Aici m-am oprit. Pentru că tot așa ziceam că eu nu o să mă botez.
Și acum am stat și mă vedeam înaintea lui Dumnezeu. Stau înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mă întreabă: Ticule, tu ai crezut în mine? Da, Doamne, am crezut. Și atunci, de ce nu te-ai botezat? Deci, pasajul a devenit personal, întrebarea a fost o provocare la Ticu, nu la lume. Bineînțeles, eu tot ce era aici o luam pentru mine. Și atunci am zis: ei, trebuie să mă botez. Pentru că cine crede cu adevărat se botează. Dovada că eu cred și sunt credincios este faptul că pot să mărturisesc credința. Că asta e până la urmă botezul. Mărturia unui cuget curat. Da. Mărturiseam credința înaintea oamenilor. Și am zis: nu mă mai interesează persoanele cu tare, modelul, așa. Toate le-am pus jos. Și am zis: de astăzi Iisus Hristos e modelul. Îl pun pe El înaintea mea. Atunci ați înțeles că cei care n-au trăit Evanghelia, exact, ei au o problemă, e problema lor. Da. Acum cuvântul îl întreabă pe Ticu. Exact. Dacă exact. El crede și el vrea să se boteze. Da. E pentru el. Acum nu mai are importanță ce face Gică și Petrică. Dacă ei vor da socoteală. Ei vor fi responsabili exact. Înaintea lui Dumnezeu. Ei vor da socoteală. Deci ați reușit să personalizați exact. Cuvântul, întrebarea, provocarea da. Și să excludeți sau să faceți abstracție de persoanele care puteau fi o piedică. Da, da, da. Din momentul acela am terminat cu piedicile. Toate le-am pus jos și am zis: Domnul Iisus Hristos e modelul meu. Știam deja, citisem în Evanghelie, da? Dar acum, bine, vreau să mă botez. Cum a venit Mircea la locul de muncă? Auzi, Mircea, când este botez la biserică? Deja m-a interesat botezul. zice el, cam peste o lună jumate, zice, avem botez. Dar zice, nu cred că te poți boteza acum. Păi frate Mircea, eu vreau să mă botez. Deja vroiam să mă botez. Simțeam că trebuie să mă botez. Eu credeam și doream să mărturisesc credința. Erai în apa grăbit, botezul. Eram grăbit acum. Nu era da. O chestie care suferea mânare sau erai nesigur, nehotărât, aveai dubii să mă botez. Deja doream botezul. Da. Și ziceam, frate Mircea, fă ceva să mă pot boteza. Zice, eu nu pot să fac nimic. O să vii tu la biserică și o să le spui la frați și nu știu. O să vezi și o să zică frații. M-am dus la biserică, a început rugăciunea. Toți se rugau rugăciune. Mărturisire de cauze. Eu aveam o singură rugăciune. Doamne Dumnezeule, pune pe inima fratelui care conduce programul să mă accepte pe lista de botez. Că știam că e lista de botez deschisă. Eu tot asta mă rugam. Asta era cauza, asta era cauza mea, era cauza mea cea mai fierbinte. Și când s-a terminat programul, m-am dus la amvon unde fratele Mihai, el slujise în acea zi, sper că erau joi seara, și am zis: frate Mihai, te rog foarte mult, treci-mă și pe mine pe lista de botez. El s-a uitat așa peste ochelar la mine și zice: nu te trec. Vai, m-am gândit eu. Nu mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Zice: nu te trec. Trece-te tu. Vai, când a zis trece-te tu, acum, vă dați seama, cu atâta bucurie, m-am trecut eu acolo cu mâna mea, mi-am scris numele pe lista de botez. Deci, trece-te tu, zice. V-a ținut în câteva exact, secunde de stres. Exact, exact. Ca m-am să vă dea dulceața. Da, zic, uite că nu mă acceptă. Și imediat a zis: trece-te tu. Ei, m-am trecut pe lista de botez și deja acum trebuia să particip la catecheză. În fiecare duminică se făcea pregătirea. Mai veneau musafiri la mine, în familie mai veneau la noi musafiri și când era ora, eu ziceam: gata, v-am lăsat, eu am plecat. Eram nelipsit. Nu puteam să lipsesc de la catecheză, de la ceea ce spuneau frații, învățăturile. Le sorbeam, mă încărcam. Citeam Biblia. Era deja eram pâinea pentru stomac exact, lămân. Exact, exact, da. În perioada aceasta a fost o evangelizare la o altă biserică. Și cineva care era rudenie cu mine a zis: Ticule, nu vrei să vii la evangelizare la noi? Și a zis: bă, da, mă duc. Mă duc la evangelizare. De ce nu? Ascult cuvântul lui Dumnezeu, îmi plăcea. M-am dus la evangelizare și m-am pus acolo
între primele rânduri, să aud bine, nu am stat undeva în spate, ci acolo în față. Am ascultat cuvântul Domnului, am ascultat cântările, m-au mișcat. Și la urmă, ca la orice evanghelizare, s-a făcut chemare. Și dacă cineva vrea să se predea Domnului, am stat, m-am gândit, dar bine, dar eu deja m-am trecut pe lista de botez, eu trebuie să fiu predat Domnului. Dar parcă venea așa o șoaptă, mai amână, mai stai puțin. A treia chemare, când a făcut-o fratele, atunci am ridicat mâna. Când a ridicat mâna, atât m-am simțit de eliberat, despovărat, atât de eliberat, a ridicat o mână sus. Un simplu gest înseamnă mult pentru omul din lăuntru. Yes. Da. M-am predat. Simțeam că deja sunt un alt om, sunt un om predat lui Dumnezeu. S-a terminat evanghelizarea și ne-a dat la fiecare câte o Biblie acum. Și acum aveam Biblie. Era o Biblie mai mare cu coperte vișinii. Eu imediat m-am căutat în buzunar și n-am avut la mine pormoneu. Și am zis, trebuie plătită, cu ce voi plăti Biblia aceasta că n-am bani la mine? Și predicatorul, păstorul a zis, Biblia aceasta nu trebuie plătită, Biblia aceasta trebuie citită și împlinită. Dar zic, eu deja citesc în Biblie. Dumnezeu să te ajute să o împlinești. Amin, amin. Am mers acasă, bucuros deja, aveam Biblia mea. Avea niște coperți vișinii. Și noaptea aceea am avut un vis. Un vis pe care nu pot să-l uit. Se făcea că mergeam la medic. Trebuia să merg la medic. La un consult. Știam că sunt sănătos. Eram sănătos, în tinerețe, n-aveam probleme de sănătate. Vederea perfectă, totul. Dar când m-am dus la medic, medicul acesta era deosebit de ceilalți. Când mi s-a deschis ușa de la cabinet, am intrat înăuntru și am văzut așa stând la masă un tânăr, dar era îmbrăcat așa parcă în haine de aur și era desculț. Și așa cu o voce blândă m-a invitat și a zis, stai aici pe scaun. Am stat pe scaun înaintea lui și cineva mai în vârstă a venit și m-a ascultat la plămâni, la spate, cu stetoscopul. Așa. Și ascultându-mă a zis, tu ești bolnav. Tu ai cancer la plămâni. Și atunci m-am speriat. Și a zis, înseamnă că o să mor. Și a zis, nu-ți fie frică, nu vei muri. Îți dau un medicament și vei trăi. Și mi-a adus niște pastile mari de culoare vișinie. Exact culoarea Bibliei. Și a zis așa, dacă vei lua aceste pastile, vei trăi și nu vei muri. Vai, ce m-am bucurat! Dar eu, cum obișnuia să mai beau câte un pahar de bere și beam cât de des, viața de dinainte, ziceam așa, nu se poate pe lângă medicamentele acestea să mai beau și câte un pahar de bere? Soția mea era la ușă cu fetița și cumva parcă m-a mustrat, a zis, măi, și aici la medic? Și medicul a zis așa, nu vei avea nevoie de băutură. Nu vei avea nevoie de băutură. Vei lua medicamentul acesta și nu vei avea nevoie de băutură. Și atunci m-am uitat spre ușă, era soția cu fetița cea mai mare și am zis, dar pe ele nu le consulți. Și a zis, vor veni și ele, dar mai târziu. Soția s-a botezat la un an după mine și fata cea mai mare mai târziu. Au venit și ele, dar mai târziu. Slăvit să fie Domnul. Extraordinar. Acum am mers acasă, adică eram acasă dimineața, cum am sculat telefon fratele Mircea. Uite ce am visat. Zicea fratele Mircea, ticule, Dumnezeu ți-a vorbit. Dumnezeu ți-a vorbit. Și am zis soției, te rog să iei sticla cu țuică din frigider, și să arunce afară. Ea a zis, dar cum să aruncă? Poate o să trebuiască să cumpărăm alta. Și a zis, nu o să mai am nevoie de băutură. Și din momentul acela, n-am mai avut nevoie de băutură. Extraordinar lucrează Dumnezeu. Pofta aceasta ți-o ia.
să o vezi și să nu mai poftești. Să vezi băutura, poți să vezi oricât în fața ta. Și nu tu mai să... ai nevoie. Nu mai ai nevoie de băutură. Pentru că tu ai medicamentul acesta. Și medicamentul acesta te ține departe de... Interesant că nu vi s-a spus că n-ai voie să te mai atingi, nu-ți mai este permis ca să o consumi, ci că nu ai nevoie. Și dacă n-ai nevoie, de ce să consumi ceva ce n-ai nevoie? Da. Că ce ai nevoie e aici. Exact. Oferă Dumnezeu. Da. Deci n-ai interzis să zic că nu cumva să iei, că atunci nu, cum zic medicii, domnule, când iei medicamentele, n-ai voie să consumi băuturi alcoolice, nu? Da. N-ai voie. Dar aici zice, nu vei avea nevoie. Nu vei avea nevoie. Nu vei avea nevoie. E același lucru, că nu avem voie, dar problema e pusă într-un mod diferit. Da, bineînțeles. Nu avem nevoie. Nu avem nevoie. Da. Era un alt om, așteptam ziua botezului. De soția și-o luat inima în dinți și-o aruncat sticla cu țuică. O dus-o la socrul meu. Dar a dispărut totul. Și țuica și berea. Și tot, gata. Din ziua aceea s-a terminat cu totul. Așteptam botezul. Și mi-amintesc când lucram în miliție, fratele Victor Opriș era urmărit. Și toți știam ceva despre el. Și mulți ar fi dorit să pună mâna pe el. Și eram curios să-l văd odată cum arată omul acesta. Cine știe, poate îl găsesc eu undeva. Poate îl prind eu undeva. Și în ziua când a fost botezul, în urmă cu 23 de ani, mi se pare 26 mai, era un botez în curtea bisericii, pentru că biserica era în renovare. Și când am intrat în apa botezului, fratele Victor zicea: ei, ticule, de mult te-ai gândit tu să pui mâna pe mine, dar acum uite că am pus eu mâna pe tine. A făcut o glumă dulce și a rostit și un mare adevăr. Da, acum pun eu mâna peste tine. Și cum a schimbat Dumnezeu lucrurile, interesant. Roata vieții și a istoriei. Și zice, dacă ai ceva de spus, dacă vrei să spui ceva, ce era să spun eu din apa botezului? Acolo erau mulți prieteni, mulți care m-au cunoscut înainte au venit. Mulți dintre frați m-au cunoscut înainte. Și mi-a venit în gând cuvântul lui Pavel când a stat în fața împăratului Agripa, cuvântul de apărare. Când i-a zis împăratului: împărate Agripa, crezi tu în proroci? Știu că crezi. Și Agripa zicea: cât de curând vrei tu să mă înduplești să mă fac creștin? Și a zis Pavel: fie curând, fie mai târziu, aș dori ca toți să fiți ca mine în afară de lanțurile acestea. Și mi-a venit cuvântul acesta și am zis: pentru toți prietenii, pentru toate rudeniile, aș dori ca toți să fie ca mine. Poate unii au înțeles, alții n-au înțeles, dar au fost unii care în urmă au încheiat legământ cu Domnul. Ei, acum încheiasem legământ cu Domnul și frații au zis: o să mergem acum în localitățile unde ai fost milițian și o să vestești Evanghelia acolo. Vă dați seama, trebuia să mă duc în localitatea Micula, unde am fost lucrat în miliție, și să vestesc Evanghelia. Mulți au auzit. Noi ați auzit că Balin s-a pocăit. Alții au zis: bă, nu, ce m-au auzit că a murit. Nu știau oamenii și când mă vedeau, mulți se mirau. Și pocăința e un fel de moarte. Da, e o moarte și o înviere în aceeași. E moartea omului vechi. Da. Și învierea omului nou. Fratele Victor Opriș, cam după un an de zile, a zis: frate Ticu, te trimit la Livada. Acolo avem un grup de frați și sunt interesat să asculte Evanghelia. Te trimit acolo. Eu am zis în sinea mea: frate, nu pot să merg. Mă simt un pic prea... Prea la început. Prea la început. Prea slab. Da. Nu, ce te duci acolo, noi venim cu tine. Și am început lucrarea din 94, deja am început în Livada, nu era biserică, nu era nimic, am început într-o casă. Un grup mic. Un grup de mic, oameni. Da? După aceea am închiriat casa de la cineva, o casă în care nu locuia nimeni. Și am început acolo rugăciuni și am început între programele din satul mare, cam de la ora 2, în fiecare duminică, erau slujbe în Livada.
Știu că fratele Victor mi-a dat microbusul lui să duc scaune, să amenajez acolo. O măsuță, niște scaune, era suficient. Am dus câteva harfe și veneau oamenii, veneau, le plăceau cântările, le plăcea să asculte. Erau flămânzi oamenii. Erau flămânzi. După Evanghelie, exact. După viață. Și în 94, atunci s-a întors și soția mea la Domnul. Și botezul ei a fost tocmai în Livada. Acolo s-a întors la Domnul. Tot în 94 am avut-o pe cea de-a doua fetiță. Dimineața a fost botezul în Livada, după masă a fost binecuvântarea în satul mare. A fost o zi extraordinară. Sărbătoare. Sărbătoare. Veneau frații din multe locuri. Deja încăperea era prea mică pentru noi. Veneau frații să ne viziteze. Întotdeauna duceam lucrători. Duceam lucrători cu mine. Căutam frați care să vină cu mine și era extraordinar. Am început lucrarea în Livada. După aceea, aproape în fiecare an aveam câte un botez. Dumnezeu ne-a ajutat și acum chiar în centrul localității avem o biserică. S-a construit o biserică. Slăvit să pentru fie slava Domnul. Domnului, da? Când s-a construit? Cam în ce perioadă? Țineți minte? Cam prin mai 98. Oh, deci către 4-5 ani, da, după 98, ce ați început lucrarea, da, acolo. Da, da, da. S-a construit o biserică. La inaugurare a venit și primarul, a venit și șeful de post de acolo, care era prietenul meu de dinainte. Da. Și acum ne bucurăm de harul Domnului acolo în Livada. Biserica crește. E adevărat acolo că unele familii... Acolo petreceți mai mult timp în slujire. Da, da, slujesc în Livada și mai slujesc în Călinești, Călinești-Oaș, unde din nou am preluat biserica după ce s-a făcut construcția. Frații se adunau în altă biserică, biserica din Coca. Și acum că aveau un lăcaș la ei, s-a început e în Călinești. E la distanță mare Călinești de Livada. Până în Livada sunt vreo 25 de kilometri din satul mare, până în Călinești vreo 40 ceva de kilometri, 45. 20 ceva de kilometri. Da, și atunci o duminică slujesc în Livada, o duminică în Călinești, la cină și când mai avem evenimente. Și, deci acolo vei baza, da, acolo e casa, da, punctul de plecare. Da. Înainte mai erau două localități și fratele Opri și-a zis, zice, avem două localități, Beltiugu și Socondu, acestea sunt către Zalău. Frate Ticu, unde vrei să mergi? În care vrei să mergi? Și am zis, aleg Beltiugu. M-am dus în Beltiug, deja aveam un pic de experiență din Livada și căutam o casă undeva, o chirie, ceva. La urmă am găsit o chirie. Numai că căsuța era cam lângă cartierul romilor. Așa. Și primii care au venit acolo au venit romii. Da. Au venit și români, au venit și romi, căsuța s-a umplut. Am dus harfe, am învățat cântări, ascultau cuvântul. Între timp am găsit acolo o casă cu 20 ceva de milioane și am cumpărat-o, dar trebuia refăcută, trebuia de la acoperiș totul refăcut. Și veneau dintre romi, veneau dintre români și lucram acolo împreună cu ei, cu o echipă încă din satul mare care ne ajuta. Și în timp ce lucram, acolo mâncam cu ei, ziceau către mine prietenii, frate Ticu, n-o să avem un botez? Noi vrea să încheiem legământ cu Domnul. Așa deci că am avut... Deci au apărut candidați pentru botez. Deja aveam candidați pentru botez. Și aproape în fiecare an candidați pentru botez. Acum, cu ajutorul Domnului, și acolo s-a construit o biserică, o biserică nouă. Extraordinar lucru să vezi... Unde sunt oamenii credincioși. Nu contează că sunt romi sau sunt români sau sunt șvabi. Credința în Domnul Iisus îi unește pe toți. Iunește. Sunt frați și se vizitează unii pe alții și într-adevăr trăiesc frățietatea aceea. Hristos, Domnul, exact, ne obligă să dărâmăm zidurile și gardurile, da, da, și să fim una în El, așa, da, cum de fapt s-a rugat Domnul Iisus. Deci ați avut o experiență frumoasă în zonă după ce v-ați întors la Dumnezeu și Dumnezeu, da, v-a chemat ca să slujiți. Ați, da, văzut că n-ați slujit chiar degeaba. Da, și că Dumnezeu a binecuvântat, da, sămânța care s-a semănat și slujirea, da, și aveți o împlinire mult mai mare decât dacă erați la miliție, da, sau la pictură. Bineînțeles. Să vedeți, după ce am mers în Micula,
în timp cât am fost milițian, știu că am dus pe cineva în satul mare, persoana aceea a fost dusă înaintea judecătorului și a primit sentința 3 sau 4 luni închisoare. Era atunci decât 153, de la 1 la 6 luni. Și persoana aceea, i s-a luat ceasul de pe mână, i s-a luat pormoneu, toate bunurile, pentru că atunci când a intrat în arest, toate acestea s-au luat de la el. Așa. Și mi s-au dat mie. Și au zis, le duce acasă la soție. Și, bineînțeles, le-am luat, le-am dus cu mine la post, le-am pus acolo într-un sertar, dar nu știu cum s-a întâmplat că mi s-a defectat ceasul meu în perioada aceea. Și nu mai mergea ceasul. M-am uitat în sertar și am zis, uite, un ceas. Dar nu era ceasul meu, era ceasul acelei persoane pe care am dus-o în satul mare, care a fost închisă, condamnată. Așa. Și am zis, ia să iau eu ceasul acesta, să-l am pe mână, până când îmi cumpăr un nou ceas. Dar cureaua era destul de slabă și așa s-a făcut că l-am pierdut și ceasul ăsta. Dar nu era al meu, acesta era. Și vine soția lui, zice, domnul Balint, am auzit că ați adus pormoneul lui soțul ceasul și nu știu ce mai avea pe acolo. Acum era, cum îi dau eu ceasul? Că ceasul nu mai era. Și am zis, uite, aici e pormoneul, aici e cutare, dar zice, a dat ceasul. Dar zic, niciun ceas, nu mi-a dat niciun ceas. Ce ceas vrei, femeie? Niciun ceas. Păi nu, că avea și ceasul. Nu avea ceasul. Păi nu. Și am spus, auzi, te rog frumos, vezi că ne supărăm. Și femeia și-a luat alei și s-a dus. După ce m-am întors la Domn, m-am dus în biserică. Și acum eram la anvon, după ce am avut un îndemn, urma fratele după mine, el vorbea și uitându-mă în biserică, am văzut-o pe acea femeie care și ea s-a întors la Dumnezeu. Între timp, deci ea s-a întâlnit cu Domnul. Exact. Și era acolo, în rândul femeilor, în spate, și mă uitam la ea. În momentul acela mi-am adus aminte. Băi, ceasul. Eu pe femeia aceasta am nedreptățit-o. Mă tot uitam la ceasul meu de pe mână și am zis, trebuie să-i dau ceasul meu. S-a terminat slujbele, ne-am dus spre casă și pe stradă am apropiat de ea și am zis, soră, a luat ceasul de pe mână și am zis, nu te supăra, ceasul acesta îți aparține. Vai, frate Balin, dar nu-mi trebuie. Ba da, zic, ăsta nu e al meu, ăsta e al tău. Pentru că atunci, când tu ai venit și ai cerut ceasul, eu am pierdut ceasul. Și pentru că am pierdut ceasul tău, uite, îți dau ceasul meu. Și n-ați recunoscut atunci că ați pierdut ceasul. Bineînțeles. Ați nedreptățit-o. Deci a fost zis, ceasul acesta nu mai este al meu. Este ceasul ei. Și l-a luat, sora, l-a luat. Te rog frumos să-l iei. Eu nu mă simt bine până când nu-l iei. Și l-a luat. Deci e foarte interesant cum Evanghelia, când ne cucerește, când ne câștigă inima, când ne transformă, ne face oameni noi, ne învață să reparăm exact lucrurile care se pot repara din trecut. Da. Acum toți ne-am făcut vinovați de multe lucruri înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Și multe nu le mai putem repara. Sunt trecute și nu avem ce să facem. Dar sunt situații de genul acesta. Dacă am nedreptățit pe cineva, dacă am furat ceva de la cineva, dacă ne-am făcut vinovați față de o persoană, cel puțin ne simțim obligați în cuget să mergem să ne cerem iertare. Bineînțeles, da. În cel puțin, zic eu. Dar e posibil ca în cazul dumneavoastră să vă simțiți obligați să mergeți să-i dați ceasul. Da. Pentru că ați nedreptățit femeia. Femeia trebuia să primească ceasul de la soț. Dumneavoastră și atunci m-am simțit eliberat. Și am mai avut încă o experiență interesantă. În timp ce eram milițian, unul din o persoană din Micula Nouă tocmai furase cartofii de pe câmp. Și s-a întâlnit cu mine, ziua la miaza mare. El cu soția, eu singur. Și nu m-am luat mult de el, dar am zis, auzi, nu-i frumos ziua să umbli cu sacul de cartofi în spate, te văd oamenii. Erau cartofi destui. Dar omul s-a luat de mine, eu de el și ne-a luat de gât la urmă și ne-a luat la bătaie. El cu soția la mine, eu nu mă lăsam la ei și până la urmă, ei, mă gândeam, la omul ăsta trebuie să-i fac dosar. El a spus că
o să facă mie el dosar la... Și acum eram, eu nu am mai făcut dosarul, nici el n-a mai făcut plângere, dar nu eram în relații bune. După ce m-am rămas prieten după experiența asta. Nu, dimpotrivă. Dar ce s-a întâmplat? Mama lui era în spital, bolnavă cu cancer. Și un frate zice, haide să mergem să vizităm bolnavii. Și tocmai m-am dus la patul ei și am cunoscut. Pacea Domnului, frate Balint. O, ce mă bucur că v-ați întors la Domnul. Frate Balint, dă mâna aici. Și am dat mâna. Te rog să-mi promiți că vei predica la mormântarea mea. Vai! Cum să nu-i spui la o femeie în situația ei că știa că poate nu mai are mult și se duce? Și am zis, soră, promit, o să predic. M-am gândit eu, o să treacă, poate câțiva ani. Și văd eu cum se vor derula lucrurile. Poate nu voi fi în localitate, poate. Și n-a trecut mult timp și mă sună cineva și ce vezi, trebuie să ții promisiunea. Persoana cu care am fost la spital. A murit sora. Oh. Ei, du-te acum în curtea lui Viorel cu care înainte te-ai bătut. V-ați luat harță pentru și du-te și predică, da, la mormântarea lui maică-sa. Vai, m-aș fi dus oriunde, numai acolo nu. Dar am zis, dacă trebuie să mă duc, mă duc. Orice se întâmplă, mă duc. Și mulți din sat au venit și ascultau. Acum strada era plină, curtea era plină. Păi, am auzit că Balin s-a pocăit. Uite, am auzit că vine la mormântare. Predic acum în fața oamenilor. Când mă uitam la Viorel lângă sicriu. Ce să predici? Ceea ce am trăit. Modul în care Dumnezeu mi-a schimbat viața. Ei se uitau toți țintă la mine. Și am zis, știu ce vă gândiți în mintea voastră. Vă gândiți cum de omul acesta s-a pocăit. Trebuie să vă spun cum am întors la Dumnezeu. Uite, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, citind Biblia, așa am ajuns să mă întorc. Și fiecare de aici trebuie să o citiți, Dumnezeu să vă vorbească și să înțelegeți că și voi trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Stăteau oamenii, ascultau. Viorel se uita și acum cu coada ochiului la mine. Și ne-am dus la groapă, am venit, a venit la mine, m-a îmbrățișat și a cerut iertare. Eu mi-am cerut iertare. Și așa ne-am împrietenit. Și s-a făcut pace. Și a zis un frate, zice, vezi, așa zice și când Domnul Iisus a fost dus înaintea lui Pilat și înaintea lui Ierod, cei doi s-au împrietenit. Stimați telespectatori, timpul nostru a expirat pentru seara aceasta. Frate Ticu Balint, vă mulțumim pentru experiențele frumoase împărtășite cu noi și pentru timpul acordat. Stimați telespectatori, vă mulțumim dumneavoastră pentru că din nou ați fost împreună cu noi. Din toată inima dorim binecuvântarea lui Dumnezeu, binecuvântările cerului și ale pământului să fie revărsate peste casele dumneavoastră. Și dacă mai sunteți unii care credeți că n-a sosit încă vremea să vă întoarceți la Dumnezeu, dacă mai sunteți unii care amânați, care vă gândiți că nu-i pentru dumneavoastră, mântuirea este pentru toți și este acum. Nu amâna. Nu lăsa pe diavolul să șoptească în continuare și să te păcălească cu minciunile lui. Adevărul Evangheliei este pentru toți și este acum gata să dea viață. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă mulțumesc!